Spune cum te numești și ce dureri ai. Bârcă Ivan. Așa, din Harăgăș, unde a căzut elicopterul și ăla smurt, da? Da, acolo. Chiar Așa, acolo. dar ai altă durere, altă problemă. Da. Vorba care că 5 ani în urmă am fost despărțit cu femeia și de unii și până unii ne-au aranjat doi copilași și nu i-am mai acceptat înapoi, că eu am vrut să plec în străinătate și să îi ridic măcar cât de cât. Și a rămas așa. Dar copchilașii s-a voștri, nu ți eu lăsat copiii ei, s-a voștri împreună, nu? Deci Da, sunt dar copiii dumii tale. nu mai facem, nu ne mai comunicăm amândoi, nu mai vorbim, nu nimic, nu mai avem de afacere cu dumneavoastră. Ok, și ți-o lăsat cu studia copiilor. Și Da. care e problema? Că nu te ajută să-i crești? Da, să mă ajute, măcar cât de cât, am pus-o și la alimente, eu are 5 ani de zile, am vorbit cu executorul, tot mă amână de azi de mâine și am sunat-o acum Iană. Două luni de zile am, de când totul o apelez și nu vrei să ridici trupca și asta e tot. Și nici nu Executorul știu sau a dacă... fost executorul sau a fost asoție? Nu, eu vorbesc de executor, vreau să scriu o cerere sau spun o plângere mai departe la executor să văd cam și pașii cu stările. Dar cine e executorul? De unde? De la voi, de la Raion? Din că... Da, de la Cantimirna. Bărbat, femeie, are nume? Femeie. Are nume? Poate ține cu femeia ceilalți, poate e coruptă, poate e incompetentă. De 5 ani nu a plătit nimic niciodată. Cât o decis Păi de instanța? asta, că odată m-am dus la dumneaie, la doamna Vera, m-am dus la dumneaie și i-am dat acolo un 200 de lei. Serviciu. Eu am tăcut de gură și am plecat. I-am zis vă mulțumesc și ei tot, dumneaie tot au spus că mulțumesc și eu s-o închis tot. Când a doua oară să mă duc, dumneaie de acum ne-au spus mie, au zis că da, poate îmi dați ceva din buzunar. Zic, măi omule, dar păi eu nu-s dator, voi sunteți, noi doar, sunteți plătiți doar din banii noștri. Deci ar trebui noi să vă plătim și mit să luați. Dar ce, cei 200 de lei e dat neoficial, fără bon de Fără casă, nimic, fără... fără niciun document, fără nimic. O Eu pomană, chiar da? am vrut să văd cam și cum acționează ei. Că am mai împins la avocați, tot într-așa stări, și nu au luat mită. Dar dumneavoastră, pe hapsână, prea din cal în afară. Și de 5 ani n-ai primit niciodată pensia alimentară de la soție și crești singur și doi copii, da? Da. Și cât o decis instanța că trebuie să plătească? Păi, 1.200 la băieți și 1.000 la fetițe. Aha, diferențiat. Deci Da. 2.200 trebuie să dai, da? Pentru copilul invalid gradul 2, fost operat la inimă și de atâta s-a ridicat. 2.200 pe lună trebuie să plătească femeia și s-au Da. adunat probabil niște datorii de sute, zeci de mii, câte sunt. Păi vă închipuiți că 5 ani de zile, câte 2000 și 200 Și ea nu e în sau... țară, e plecată, da? Nu, dumneavoastră ieșe de la mama ei acolo. Au fost vreo câteva ori la Italia, Germania. O stat și câte 1 an jumătate o stat. Vorbești de fosta soție, nu de Da, de executoare. fosta mea soție, da. Aha. Deci stă la mama ei tot în sat sau în altul? Mama ei e tot din raion, deci, din sat, nu de la noi. În alt sat. E sat apropiat-i. Deci femeia lucrează, uneori pleacă peste hotare, adună bani, dar nu vrea să plătească, nu vrea să execute și nu se găsește leac de cojoc cu ei, da? Da, corect. Corect. Odată tot așa mi-a venit vreo 1 an jumătate în urmă, așa, și spunem, tot a fost poate consultat cu alții, prieteni de aia, și a venit, o sărit la bataie la mine. Da, deși am pus-o la alimente și tot așa, prin vorba ei, care mi-a spus mie, s-o scot de la alimente. Zic că nu mai omule, zic că fiecare trebuie să plătim pentru fapta lui, așa știu. Ei, ai făcut ceva, o pedeapsă, trebuie să plătești. Ai făcut ceva, trebuie să plătești și asta e tot. Și la Dumnezeu sus, în cer, acolo tot, cine știe și ne mai face și Domnul acolo. Dar mai are copii, are altă familie? Da, nu are familie deloc, nu are soț deloc, tot așa umblă din bărbat în bărbat, așa precum cum am înțeles și cu colegii mei de acolo, din satul dumneavoastră.
Ei, asta e viața ei privată, dar are copii de crescut sau e singură? Da, s-a făcut alt copil la dumneai. Și de ce are grijă oare? Păi cum am auzit, îi las cu alte persoane și îi pleacă și vine peste o săptămână, peste două, trei zile acasă. Oho. Copilul e mic, acum poate să aibă un an de zile. Oho. Da, ei dumneai cătată prin, așa spune, pe regiunile noastre sau prin pământul ăsta nostru, așa spunem. Și n-are, dumneai, n-are așa mari, cum să spunem, științări multe, dar acum mă uit la dumneai că parcă se uit la mulți tărhari care o cumpără și o răscumpără și o lasă și polițai s-au dus acolo și advocații au plecat la dumneai la acasă și parcă nu văd nici o... nimic nu văd la dumneai, nici la legile astea noastre care sunt aici în Moldova, dar nici de la dumneai nu văd nimic. Vorba că suntem puțin cam sărași, da, pentru că vă închipuiți că sunt cu doi copilași și e foarte greu. Și nu cum, am posibilitate să mă duc și în străinătate, dar nu pot, că nu pot să lepăd cu copiii și să mă duc mai departe. Da, da, unul are 13 ani, dar unul 11. Sunt mărișori de acum. Așa, de când am fost despărțit cu dumneavoastră, băiatul era clasa întâia, dar fata mai avea încă un an de zile la grădiniță. Da, și m-am descurcat până acum și până cu și mă descurc. Nu să așa că să zici că nu pot să mă descurc, dar vorba ar trebui să o trag la răspundere și pe dumneavoastră. Corect, răspunde și ea pentru copiii pe care i-a adus pe lume. Da, corect. Și ar trebui să mă... Vă pun în legătură cu Uniunea Executorilor, vă dau date de contact și de la Chișinău și de la Cahul ca o filială locală și cereți-le socoteală. Ce cu executoarea? Ce s-o apucat să execute decizie de judecată? Ți-o luat și bani neoficial și nu face nimic. Să-i sechestreze ceva de acasă. Și am plătit mult la advocat, numai la advocat, cât mă duce la Cahulu și la Cantemir, plătim cu 350 lei numai drumul în afară și am plătit 4.000 de lei dumnealui. Pentru o judecată? Da, pentru a face niște documente, nu pentru judecată. Pentru a face niște ceva, documente. Acum deja cu executorul trebuie să comunici și trebuie să insiști ca executoarea aceea să-și facă datorie. Altfel poți te plângi împotriva Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că nu se execută. De altfel, se poate iniția o acțiune împotriva Ministerului Justiției în baza legii 87, nu țin minte, din 2011 mai tincă, și să răspundă statul că de ce nu aplică legea prin executor care a luat decizia ce e să o aducă la executare și de 5 ani nu face nimic. Ea poate încasează banii și îi folosește, își face vilă sau și tot așa. Să nu fie caz de corupție aici sau n-are de unde să ia bani de la aceea, de la fosta soție. Nu știu, la o perioadă de timp, doamna Vera, care e executor, apoi povestea multe și mărunte de dumneavoastră, de fosta mea soție. Povestea mult că e așa, că vine și fel de fel de jurământuri spune înaintea noastră și căruții că acuza, spunem așa, pohuistă de toate. Și o critica, dar acum nu zici nici de rău despre ea, da? Da, dar acum nimic, știi? Și de acum mă uit, acum o dată, de două ori, poate ieși și mită de la dânsă. Da, e posibil. Se sesizează neapărat Uniunea Executorilor și dacă va fi cazul, să te adresezi și la CNA și cine se mai ocupă de corupție și hai să începem ofensiva, să obligăm și pe mamă să aibă grijă de cele două sufletele pe care le-au adus pe lume și mai ales de executoare. Care, cum zici, dumneata, are salariu, facă datoria în numele statului, chiar dacă-s privați, dar ei acționează în numele statului și iată, nu face mare lucru. Sau ceva ea face, dar nu face în cadrul legal. Eu am fost de multe ori cu dumneavoastră la curent, când faceți filmările astea cu alte rude, cu alte sătieni, poate, sau cu... Da, și mi-a plăcut și zic că, parcă... Nu că parcă, dar s-a luat o bucățică, știi, de pe sufletul meu, că e pe dreptate. Dumneavoastră faceți pe dreptate și pe dreptate vrem să mergem și noi, așa, cu poporul nostru. Măcar cât de cât să hârâim, așa, știi? Nu cum pe timpurile pe
ziua de azi, știți ce vreau să spun, domnul Oleg? Că Soyuzul, parcă cum a fost în urmă, mi-a plăcut foarte tare. În 85, cam așa m-am născut eu, până în 90, din 90 în sus, parcă am cunoscut ceva, cum spune taticu, bunelul, bunica, cum îmi spune mie, mulți și mărunții, da, și erau plăcut în, și le-am băgat în suflet și zic, nu pot să uci. Pe ziua de azi, cam mă uit la oamenii ăștia din prejurul meu, cam gata și eu, parcă toți sunt îngropați. Ok, mulțumesc pentru încredere, am înregistrat mărturia dumitale, o fac public în seara asta. Și neapărat să mă ții la curent despre ce au zis la Uniunea Executorilor, filiala Cahul și cea din Chișinău, cum a reacționat executoarea. Sper să se miște lucrurile conform legii, că nu vrei mai mult decât să respecte legea și decizia de judecată, nu? Corect. Și să te ajute să crești copchii. Statul pungăriu că nu te ajută mare lucru. E statul și acolo. 2000 de lei dă pe lună. Pentru ambii copii. Câte 1000 da. De bucată, da? Da. Okay. Dacă prin 2000 de lei ești an, ar trebui să cumpăr și medicamente la copii și hăinuță, dar geanta, numai geanta e 400 pe la 500 de lei. O geantă. Bine, o cumpăr o dată în an, nu chiar în fiecare lună. Dacă ar trebui, o cumpărăm în fiecare an, corect, dar e scumpă, pentru mine e scumpă. A, deci o poartă câțiva ani. Păi eu mă uit la băietul meu care are 3 ani de acum, adică îmi poartă, mă usăm cu geantă. Și tatică, nu mai cumpăr o geantă. Zic, măi, tatică, când ați mai câștigi niște bani, ați mai cumpăr. Mm-hmm. Dar acum n-am, îți crede-mă. Mm-hmm. Și mă cred cu ei, că sunt foarte mult la mine, dar mă cred. Nu să... O să crească acum și mai mărișori, o să înceapă a lucra și ei și o să cumpere ce o să vrea din banii lor. Și o să vadă că nu e ușor de câștigat bani. Da, dar trebuie și pe dumneavoastră să o tragem la răspundim. De acord. Categoric și sunt alături de dumneavoastră. Insistăm, vedem ce zice întâi Uniunea Executorilor. Bine, bine, domnule, vă mulțumesc mult și o seară plăcută. La revedere.